Moneda virtuală cucerește și România. Să faci bani fără să faci nimic. Puh! Și după aia uite cum a scăzut. Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari. Când s-a făcut euro, Astăzi la ora de cripto, Suntem din nou pe verde și Bitcoin sunt la 61.500 de dolari. Ethereum la aproape 4.200 de dolari și altcone-urile își revin după corecția de ieri, după flash crash de ieri. Se merge prea pe prețul Bitcoinului pe 4 ore. TradingView.com este aplicația pe care o folosesc eu pentru a analiza criptomonedele. Pe 4 ore vă spuneam despre acest canal descendent pe care Bitcoin îl formează. Vă spuneam ieri pe aici că așteptăm o decizie și chiar acum Bitcoin este la rezistență. Un lucru îmbucurător este că Bitcoin se tranzacționează peste IMRIM pe 4 ore. Vă reamintesc, când suntem peste, prețul tinde să meargă în sus, când suntem sub EMA Ribbon, prețul tinde să meargă în jos. Și trebuie să așteptăm o închidere pe 4 ore peste nivelul de rezistență să vedem dacă Bitcoin de aici va deveni bullish. Și încă un lucru îmbucurător este că volumul este destul de mare. Am văzut două candele peste media de volum. Și media de volum este aceasta această linie cu galben, deci trebuie să așteptăm o închidere peste rezistență și aș pune eu și încă o candelă să vedem dacă ne susținem. Dacă vedem aici două candele verzi, de aici Bitcoin s-ar putea să meargă mult mai sus. Și următoarea rezistență este uh, din zona asta de 63.000 de dolari, uh, unde nu a reușit să treacă Bitcoin uh, data trecută, ultima dată, din zona asta. Aici ca suport, aici din nou ca rezistență și aici din nou care este în zona de 63.700 de dolari. Și dacă punem un Fibonacci de la all time high de 67.000 de dolari până la cel mai jos prag, vedem că rezistența în momentul de față este la 61.500 de dolari, mai apoi 62.500 de dolari și 0.61 pe Fibonacci se aliniază perfect cu rezistența de aici, de 63.600 de dolari. Deci Bitcoin ca să devină foarte, foarte bullish, trebuie să meargă peste 0.618 pe Fibonacci, peste 63.500 de dolari. Dacă depășim 63.500 de dolari, de aici cel mai probabil vom merge spre 67.000 de dolari și după 67.000 de dolari spre 73.000 de dolari. Totul arată foarte bine. Băieții cu lungul au fost lichidați, foarte mulți bani au fost lichidați ieri. Și am mai scăzut și un pic RSI-ul pe 4 ore, suntem jos, încă suntem destul de jos, suntem la 5.4, am fost pe RSI jos, pe daily, am testat EMA ribbon -ul. vă spuneam că tot timpul când mergem peste EMA trebuie să retestăm EMA și în momentul de față, prin această candelă mare, este un buy single Și dacă vom închide așa, arată, Bitcoin arată foarte bine. Adică a retestat EMA și de aici poate să meargă mult mai sus. La fel cum s-a întâmplat și aici. Am mers peste, am retestat EMA Ribbon și de aici Bitcoin s-a dus mult mai sus. Din nou retestare, din nou aici retestare s-a dus în sus. Atâta timp cât pe daily stăm peste EMA Ribbon, trendul în piață este bullish. Și desigur trebuie să așteptăm și o închidere de zi peste rezistență. Dar vă spuneam, RSL a fost un pic, a scăzut, am fost în zona de overbought rsi s-a dus și în jos, este ok, suntem la 5-8 și de aici Bitcoin poate să înceapă din nou să meargă spre 70.000 de dolari. Dacă ne uităm pe 4 ore, hai să vă mai arăt un lucru foarte fain. Pe RSI, dacă punem nivelul de rezistență, vedem că Bitcoin este exact la rezistență și pe RSI. Și dacă ne uităm puțin în trecut și aici. După ce Bitcoin a trecut de rezistență pe RSI, de aici a mers în sus. Cam de aici, da? Aici a fost rezistența pe RSI. De aici prețul s-a dus în sus. S-a dus în sus, din nou rezistență și de, dacă de aici rezistența va fi spartă și pe RSI, de aici Bitcoin va merge în sus încă câteva zile, poate săptămâni. Dar vă spuneam că trendul încă este pozitiv și după cum am scris și pe contul de Twitter, ora de criptă. Aplicația mobilă a celor de la Coinbase este cea mai downloadată aplicație de pe App Store în America din ultimele zile. Este o știre foarte bună și vă spunea că știrile sunt foarte bune pe piață și atunci când balenele, cumva oamenii mari vor să influențeze prețurile, să meargă foarte sus prețul, se folosesc de toate uneltele pe care le au. Și știrile sunt una dintre astea. Să mergem și pe Ethereum. Iar Ethereum este la 4200 de dolari, nu prea s-a mișcat în ultimele zile, cam tot pe acolo între uh, 3900 și 42300 de dolari. Dar Ethereum va decola puternic în, uh, în, viitorul apropiat, deoarece ETH în funcție de Bitcoin este peste EMA Ribbon. Și cred eu că doar trebuie să așteptăm puțin să urce Bitcoin și și Ethereum își va face de cap. Atâta timp cât ETH în funcție de Bitcoin pe daily este peste EMA Ribbon, Ethereum este bullish, a spart și rezistența, și cred eu că va merge în sus spre 5000 de dolari foarte repede. Să mergem și pe Elrond. Erond a închis sub 069 pe Fibonacci. Nu a stat foarte bine ieri, dar în momentul de față se tranzacționează peste 069 pe Fibonacci, care este la 205.3 de dolari, după cum bine știți. Și la fel și pe Daily vă spuneam că pe daily, pe, când testează orice monedă uh, pe EMA Ribbon, pe daily este un buy signal. Și aici, și aici, și aici, și aici, și aici. Da. Tot timpul uh, orice criptomonedă merge să testeze EMA Ribbon pe daily. Dacă Elrond ar fi închis aici sub EMA Ribbon, de aici ar fi început o corecție. Dar atâta timp cât este peste EMA Ribbon, este bullish și Elrond pe candela de zi pe 4 ore și a venit destul de puternic, destul de agresiv. A fost în zona de 26 pe RSI și instanța a dus peste și pe termen scurt ar trebui o închidere pe 4 ore peste EMA Ribbon. Ca el să înceapă să meargă spre 270-275 de dolari. Și dacă mergem pe EGLED în funcție de Bitcoin, pe daily. el închis sub, de pe Bitcoin sub, mare atenție. Elon trebuie să meargă peste EMA Ribbon pe daily ca să devină din nou foarte bullish. Dar vă spuneam că pe rond în funcție de Bitcoin se întâmplă exact ce s-a întâmplat pe Ethereum. A mers în sus, retestează rezistența și dacă va lua ca suport, dacă va începe de aici să meargă în sus, atunci va urca destul de mult el rond. Dacă vrei tu să înveți despre trading, despre acești indicatori pe care eu îi spun, îți recomand cursul de pe ora de crypto.ro Și sunt 5 cursuri foarte bune și am făcut și o compilație cu toate aceste 5 cursuri la un preț foarte bun. În loc să cumpărați toate 5, puteți cumpăra doar acestea, care le include pe toate 5. Pe ora de crypto.ro. Se poate cumpăra cu cardul sau cu PayPal. Uh, mergem și pe Cardano. Și dacă ne uităm și pe ETH, prima dată USDT, pe daily, peste EMI Ribbon, tinde să meargă în sus. EGLD USDT, cum vă spuneam, pe daily, peste e merge în sus. Asta ne putem uita și pe link, și pe dodge, și pe aproape toate altconele. Dar ADA este sub e pe candela de zi. Nu arată foarte bine ADA în momentul ăsta. ADA a avut momentul de glorie atunci cu smart contracts. Până atunci s-a făcut hype peste tot, pe TikTok, pe YouTube, de ADA, că o să rupă, că o să rupă. Și vă spuneam că este un moment foarte bun când este sus de vândut. Și în momentul de față pare că este într-o acumulare, este într-o scădere ADA și atâta timp cât este sub emeribă pe candela de zi, ADA tinde să se corecteze. Ca ADA să devină bullish, trebuie să spargă rezistența asta cu galben uh, și să fie peste emeribă pe candela de zi, adică peste 2.20. Până atunci ADA este într-un downtrend. Dar dacă piața va merge în sus, cu siguranță va urca și ADA, dar vom vedea cât va urca. Dacă punem un Fibonacci de la all-time high de 3 dolari până în momentul de față, Următoarea rezistență este la 2.11, 2.30 și 2.44. Și ca să devină foarte bullish pe candela de zi, adică să meargă spre 3-4 dolari poate, trebuie să depășească 2.60. Dar rămâne de văzut când va face asta, deoarece stagnează în ultimele săptămâni, când toate urcă. Să mergem și pe link. Link pe candela de zi pe zi este peste EM Ribbon, adică tinde să meargă în sus, tinde să aibă zile bune. Și la fel ca Elrond a retestat EMA ribbon ieri în acel flash crash. A retestat de aici, are foarte mare potențial să meargă în sus. Și uh, Link, ca să meargă spre 53 de dolari, trebuie să depășească prima dată 35 de dolari. O închidere peste 35 de dolari ar fi foarte bună pe Link în următoarele zile. Odată îndepărtați de zona asta care ne ține de foarte mult timp. Aici am primit reject. Uh, aici a stat foarte bine. Aici reject. Aici reject. Dacă ne îndepărtăm de zona asta de 35 de dolari, atunci putem merge spre 43 și spre 53. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu link de aici, dar trebuie să depășească 35 de dolari cu o candelă de zi peste și cu volum destul de mare și de atunci poate să decoleze puternic. Și dacă ne uităm și la link BTC pe daily, în momentul de față, Link BTC testează IM Ribbon-ul pe candela de zi. Și este crucial ca să închidă peste IM pe candela de zi în următoarele zile și să nu închidă sub IM Doar ce când închide sub IM Ribbon pe candela de zi, tinde să se corecteze. Să sperăm că nu se va întâmpla asta cu Link. Să mergem și pe Doge. Și vă spuneam de Doge că a spart rezistența asta ultima dată când am analizat câinele. Să închid și vă spuneam că a spart rezistența aici a retestat-o și în momentul de față am văzut un spike foarte mare și cu volumul destul de mare. Acum este o bătălie între Shiba și Doge. Să vedem cine va câștiga. Până acum câștigă Shiba. <laughs> Dar să vedem ce se va întâmpla și cu Doge. Doar a spart, rezistență foarte importantă care a ținut de în iunie. Și un prim target, vă spuneam, de 0.31 pe care încă nu l-a spart. O închidere pe daily peste 0.31 ne-ar putea trimite spre 0.34 era mai apoi spre 40 de cenți. Odată îndepărtați de zona de 40 de cenți, putem să mergem spre all time high și mai sus. Dar rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu Doge și cu Shiba. Să mergem și pe Matic. Matic este un monstru pe candela de zi. Volumul este foarte mare. Doar candele imense de volum. Pe candela de zi s-a îndepărtat de zona asta foarte importantă. De 1.70. Și de când a spart-o, de atunci decolează. Și Matic dacă ne uităm strict uh, la zona asta. hai să punem un Fibonacci de la cel mai înalt nivel până la cel mai scăzut aici. Și strict la zona asta, următoarea rezistență este undeva la 2.30. Uh, A spart vârful ăsta de aici. Și atunci următoarea rezistență este undeva la 2.30. Dar dacă ne uităm puțin în trecut, de la All Time High-ul. Din 18 mai de la 2,70. De la 2,70 până la cel mai scăzut prag, care a fost 60 de cenți. Dacă ne uităm așa mai pe termen lung, Matic este la punctul cel mai crucial în momentul de față, la teza de doctorat aici, la 0618 pe Fibonacci. Aici este cel mai important nivel pe care Matic trebuie să-l țină și să-l spargă. În momentul de față este peste, dar vă reamintesc, tot timpul trebuie să așteptăm confirmări să așteptăm să închidă peste 0.618 pe Fibonacci. Și după cum bine știți, dacă sunteți mai vechi pe acest canal, tot timpul pe daily când spargem 0.618 pe Fibonacci, de acolo moneda explodează dacă reușește să se mențină cu volum destul de mare. Și volumul este pe Matic. Deși Matic, dacă se susține peste 1.90 în următoarele zile, poate să meargă spre 2.24 și 2.70 spre all-time high și dacă vom depăși all-time high în următoarele zile sau săptămâni, următoarea rezistență este la 4 dolari, adică un 2x de aici. Asta este mai pe termen lung, adică pentru următoarele zile și săptămâni, poate și spre următoarea lună. Dar dacă ne uităm pe termen scurt, pe 4 ore. Pe 4 ore foarte bine stă peste merimă. de aici din zona din 15 octombrie de când a spart EMI ribbon cu volum destul de mare, de aici, doar a retestat EMA ribbon de câteva ori și tot decolează, tot merge în sus. Pe 4 ore a fost într-o corecție, bineînțeles, orice criptomonedă a fost în corecție pe acel flash, flash crash, dar și-a revenit foarte repede. Nu am avut divergențe bearish, dar un pic s-a resetat RSI-ul. RSI-ul este într-o zonă foarte bună acum de 67, deci încă are potențial de creștere în momentul de față matic pe 4 ore uh, și pe o oră doar pe o oră este o divergență bearish, adică prețul urcă RSI-ul este în scădere ne-ar putea sugera o scădere de preț sau o consolidare dar asta este doar pentru uh, termen scurt, pe daily arată foarte bine, volumul este mare și peste nivele foarte importante de Fibonacci sunt foarte încrezător că Matic va merge spre all-time high de 2.70 foarte repede. Și să vedem ce se întâmplă și pe burse. Vă amintesc tot timpul să fiți atenți. Vă spuneam prin zona asta când S&P 500 a spart rezistența care a ținut-o foarte mult timp. A spart-o și atunci și Bitcoin și toată piața a scăzut. Și în momentul de față S&P 500 a fost la un all-time high de aproape 4.600 de dolari. Și bursele încă se mențin sus, încă fac all-time high-uri și atâta timp cât și acest indice uh, tot merge în sus și tot face all time high, At, uh, atâta timp și Bitcoin și piața cripto va tot merge în sus. Trebuie să fim atenți și la acest prag. Și când S&P 500 va închide din nou sub EMA Ribbon pe daily, atunci s-ar putea să scadă și Bitcoin și piața cripto. Mare atenție și la acest indice. Atât a fost pentru astăzi, sper că v-a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment. Și aștept sugestiile voastre în comentarii și vă aștept și pe Twitter. Pe data viitoare!